Sărbătoarea acoperământului Maicii Domnului a fost prăznuită joia aceasta în mod deosebit la Mănăstirea Săraca din cuprinsul Arhiepiscopiei Timișoarei. În mijlocul obștii monahale au fost prezenți Preasfințitul Părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, și Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei. Înconjurați de un sobor de preoți și diaconi, cei doi ierarhi au săvârșit dumnezeiasca liturghie în paraclisul mănăstirii cu hramul Buna Vestire. Preasfințitul Părinte Episcop Timotei a ținut un cuvânt de învățătură. Când patriarhul împreună cu un sfânt, Sfântul Andrei cel nebun pentru Hristos, a văzut-o pe Maica Domnului intrând într-o slavă în Sfânta Biserică împreună cu Sfântul Ioan Botezătorul și înconjurată fiind de înger și și-a lăsat acoperământul ei a întins acoperământul ei asupra tuturor credincioșilor care erau acolo de față, însemn că Maica Domnului este protectoarea tuturor creștinilor, tuturor acelora care se închină ei cu credință și o cinstesc. Sărbătoarea de astăzi, pentru noi, cei viețuitori în Mănăstirii Săraca, a fost o adevărată bucurie prin faptul că, prin binecuvântarea în al Preasfințitului Mitropolit Ioan al Banatului, au slujit în Sfânta Mănăstire Săraca doi ierarhi. În cadrul slujbei, Preasfințitul Părinte Episcop Timotei a hirotonit într-un preot pe diaconul Valentin Dumitru Birău, pe seama parohiei Chizătău din protopopiatul Lugoj. La finalul Sfintei Liturghii, noul preot a fost hirotesit într-un duhovnic de Preasfințitul Părinte Episcop Vicar Paisie Lugojanul.